Salut! Mașina este o necesitate. Zi de zi, mii de mașini își găsesc sau își schimbă proprietarul. Cum să nu cumperi o mașină? În acest videoclip vom discuta despre cele mai comune greșeli făcute la cumpărarea unui autoturism. Să începem. 1. Nu cheltui toți banii tăi la cumpărarea unui autoturism, fie el nou sau second-hand. Este o greșeală foarte des întâlnită. După ce ai cumpărat mașina, vei avea mai multe costuri atât cunoscute cât și cel mai probabil necunoscute, cum ar fi costurile de transcriere, costurile de matriculare, asigurarea, taxa de drum, impozitul, etc. De asemenea, în cazul mașinilor second-hand, te poți aștepta la cheltuieli adiționale pentru reparații revizii. Prin urmare, asigură-te Că mai ai o rezervă de bani disponibilă pentru aceste costuri. 2. Nu cumpăra mașina dacă nu ai o oarecare idee despre costurile de exploatare și de întreținere ale acestuia. Trebuie să știi înainte de achiziție la ce cheltuieli să te aștepți, cât consumă, ce impozit are, mai ales la motoarele de peste 2 litri, cât te va costa asigurarea. Pe partea tehnică și de întreținere, cât costă o revizie standard cu ulei și filtre? Cât costă consumabilele, direcția, frânele, ambreiajul, etc. Interesează-te despre aceste costuri de la cunoștințe care au un model similar. Prețurile pieselor se pot verifica foarte ușor pe internet, și astfel îți vei face o idee despre câți bani trebuie să pui deoparte pentru a întreține mașina. 3 nu cumpăra mașina din credit. Cumpărarea mașinii pe bani împrumutați este probabil cea mai rea decizie pe care o poți lua. Te împrumuți de la bancă cu bani pe care vei plăti o dobândă mare, pe când, în același timp, obiectul pe care ai cheltuit banii se devalorizează cu fiecare zi ce trece. Cum rămâne cu costurile de întreținere și de exploatare? Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, lovești mașina? Este mult mai sănătos să pui deoparte niște bani și să-ți cumperi o mașină mai simplă, mai ieftină, pe care o și poți întreține. Altfel, poți rămâne și fără mașină, și fără bani. Numărul 4. Nu cumpăra mașina doar ca să dea bine în fața prietenilor sau ale vecinilor. Știi cazuri când în fața garsonierei stă un Porsche? Ceva nu se pupă, așa -i? Cumpără mașina pe care ți o permiți și care îți satisface nevoile, dar nu grandomania ta. Încearcă să faci diferența dintre nevoi și dorințe. Numărul 5. Nu cumpăra mașina fără să o verifici în detalii. Cu cât este mai scumpă și mai nouă mașina, cu atât sunt mai mari și potențialele costuri de reparații în cazul în care se defectează ceva. Cazuri și exemple concrete probabil știm cu toții. Mașină luată cu 6.000 de euro sau chiar 12.000 de euro, stricată după câteva zile, și reparațiile urcă până la câteva mii de euro, o pagubă majoră. Dacă nu te pricepi la mecanică, du-te cu mașina la un serviciu autorizat pentru o verificare sau roagă pe cineva priceput să te ajute. Nimeni nu poate garanta 100% pentru o mașină second-hand dar cel puțin îți faci o idee despre starea generală al autoturismului, poți afla cum a avut grijă de el proprietarul actual. Numărul 6. Nu cumpăra mașina bazându-te doar pe kilometraj. Cumpărăm mașina, nu kilometrii mașinii. Probabil ai mai auzit de asta. De ce? O mașină foarte bine întreținută, îngrijită, dar cu kilometraj relativ mare, Poate să fie o alegere mult mai bună decât o altă mașină cu kilometri mai puțini, dar într-o stare tehnică precară. Întreținerea și modul de exploatare al mașinii sunt foarte importante. Numărul 7. Nu da banii pe dotări de fițe inutile. Mașinile moderne cumpărate de nou își pot dubla prețul de achiziție în funcție de dotări. Ești sigur că ai nevoie pentru folosirea zilnică de masaj în scaun? Ești sigur că ai nevoie de tempomat când în România nu prea avem autostrăzi? Te sfătuiesc să faci o listă cu dotările într-adevăr necesare pentru tine. Din nou, mașina o cumperi pentru tine, nu pentru prietenii tăi. 8. Nu cumpăra mașina dacă e mult prea ieftină. Cazurile de excepție, ocaziile speciale, reale, sunt foarte, foarte puține. Poveștile cum că am nevoie de bani urgent, plec din țară, m-am certat cu Nevasta, sunt de regulă doar niște povești cu miros puternic de țeapă. Nu există minuni. Consultă piața de mașini, uită-te la prețuri în țară, dar și în străinătate pentru modelele similare. Știi cazuri când o mașină în România este mai ieftină și cu kilometri mai puțini ca o mașină similară în Germania? Acest caz ar trebui să ridice deja niște semne de întrebare. 9. Nu cumpăra o mașină fără să știi care sunt nevoile tale. Adică, trebuie să răspunzi la câteva întrebări. La ce vei folosi mașina? Dacă o folosești ca să mergi singur la serviciu zilnic în oraș. Probabil nu ai nevoie de un Jeep Grand Cherokee pentru acest scop. Câte persoane călătoresc de regulă în mașină? E una să mergi de regulă singur cu mașina, e alta să ai o familie cu doi copii plus bagaje. Unde vei circula cu mașina? Dacă 90% circuli în oraș, în aglomerație, o mașină diesel probabil nu este alegerea cea mai bună. Analizează bine aceste aspecte înainte să te decizi ca să nu-ți pară rău ulterior de alegerea făcută. Cumpărarea unei mașini este o cheltuială mare, o cheltuială care nu se termină nici de departe la achiziționarea autoturismului. Prin urmare, este foarte important să nu comitem aceste greșeli menționate în acest videoclip ca să ne putem bucura de achiziția făcută. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip și dacă ai alte exemple de așa nu, scrie-mi în comentarii. Nu uita să dai like și să te înscrii pe canalul meu unde voi posta și pe viitor videoclipuri interesante despre mașini. Până data viitoare, drumuri bune!